Șapte fermieri băcăuani care administrează suprafețe agricole supuse expropierii în vederea executării lucrărilor la sectorul de autostradă Bacău-Pașcani au solicitat decalarea începerii lucrărilor, astfel încât să poată fi recoltate culturile însămânțate pe cele peste 172 de hectare care vor fi traversate de coridorul autostrăzii. Suprafețele agricole se află în comunele Săucești, Itești, Filipești și Berești, Bistrița și sunt cultivate preponderent cu rapiță și grâu, culturi agricole a căror perioadă optimă de recoltare este iunie-august. La prefectura Bacău s-a constituit un grup suport care va transmite CNIR o propunere pentru întârzierea lucrărilor și o programare etapizată a lucrărilor la sectorul de autostradă Bacău-Pașcani, astfel încât fermierii să-și poată recolta producția până la 1 august.